Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Galați, da? Urmează și Brăila, urmează să ne plimbăm peste tot. Suntem cu un domn, o să ne zică mai multe detalii dânsul mai bine, domnul Viorel Prisecaru. Exact. Așa. Bine ați venit la Galați. Bine v-am găsit. Spuneți-ne mai întâi cu ce vă ocupați, că noi zicem că sunteți cea mai măsură persoană cu care să facem această plimbare. Mulțumesc, sunt departe de a fi cea mai potrivită persoană, dar sunt un om potrivit care a lucrat toată viața în turism, la început în hotelărie și în ultimii 25 de ani ca agent de turism, am o agenție de turism și o mică școală de turism. Facem cursuri de ghid de turism, cursuri manageriale pentru turism, director de agenție, manager în activitate de turism și cursuri de hotelier, recepționer hotelier. Tocmai doi dintre cei care lucrează la hotelul Vega aici pe malul Dunării au fost școlarizați de noi. Sunt economist de profesie, am făcut un stagiu la celebrul institut din Glion din Elveția și o perioadă de practică la hotelul Ritz. Deci să spunem că aveți cumva și că... ghid de vreo 30 de ani. Deci o să lăsăm link-ul în descriere. Cei care doresc mai multe de la dumneavoastră sau chiar și ce facem noi astăzi, vă pot găsi în link-ul din descriere. Și pornim Galațiu din dreptul unei biserici. Sigur că da. În primul rând, Galațiul este un oraș vechi, atestat documentar puțin înainte de București. Galațiul 1445, Bucureștiul câțiva ani după, și suntem pe malul Dunării, fluviu care a permis dezvoltarea economică a Galațiului, și biserica din spatele nostru, despre care vorbeați, este faimoasa biserică fortificată Precista. Este un monument de arhitectură. Este simbolul Galațiului, practic, alături cumva și de turnul de televiziune, ca simbol mai nou. Biserică fortificată care avea și funcțiune de apărare, dar și liturgică. Astăzi Sfânta Duminică, este liturghie, deci se țin slujbe. Se aude, da. Avem pe fundal slujba. Dunărea la Galați este importantă, vă spuneam că suntem pe malul Dunării, pentru că este navigabilă. Până dincolo de Brăila avem de-a face cu ceea ce noi numim Dunărea Maritimă. În zona aceasta acostau corăbile, se făcea un comerț intens în secolul 17, 18 și mai ales 19 și început de secol 20, iar toată istoria orașului nostru este legată de port, de comerț, și nu putem uita eticheta pe care un poet local, pe numele lui de poet Barbu Nemțean, numele adevărat Beniamin Deutsch, un evreu, care a descris orașul într-o poezie cumva dedicată lui Eminescu ca și cumplit oraș de negustori. Și vom vedea de ce. Vom vedea cine de erau ce, negustorii, da. Cum se făcea comerț și cum a crescut, a decăzut și apoi iar cumva a crescut acest frumos oraș lângă următorul port mare al Dunării, Galațiu fiind orașul de la mila 80, Brăila, cu care am fost în permanență... competiție. Da, abia așteptăm să ajungeți la subiectul de competiție. De ce a existat competiția și dacă mai există între Galați și Brăila, dar ajungem și acolo la momentul potrivit. Sigur. Revenind la biserica fortificată Precista, ea este un mix arhitectural între ceea ce vedem în Ardeal, în Transilvania. Observăm turnul clopotniță în formă paralelipipedică. Apoi, între stilul cumva valah al Munteniei cu brâul median și ocnițele, avea funcție de apărare, observăm creneluri,
Da? Deci se trăgea cu arcul în otomani, în tătari, în Galațiu a fost atacat în nenumărate rânduri și după... Haideți mai și după 1711, după episodul cu Dimitrie Cantemir, cu fuga apoi a lui Dimitrie Cantemir în Rusia, dar și la 1821, după evenimentele din timpul lui Tudor Vladimirescu. Deci se retrăgeau, în biserică, se depozitau valori, există și ceea ce se numește o tainiță, o cameră pentru obiecte valoroase, pentru documente, și s-a așteptat trecerea urgiei. Sigur, biserica este o ctitorie de pe timpul domniei lui Vasile Lupu. Vasile Lupu, cel care cumva în această zonă cu Marea Alai, plătind datoriile Patriarhiei din Constantinopole, primește moaștele Sfintei Parascheva, la care astăzi știm se face pelerinaj. Da. Ele au fost aduse pe Marea Neagră, apoi pe gurile Dunării, pe Sulina, și au fost întâmpinate aici și duse cu Marea Alai spre Iași. Vrând domnitorul Vasile Lupu cumva să schimbe nu numai administrativ capitala Moldovei de la Suceava la Iași, ci și din punctul de vedere ecumenic al sediului mitropoliei, pentru că era o competiție atunci între moaștele Sfântului Ioan, care erau la Suceava, și noua capitală Iași. Ei bine, odată cu moaștele care au ajuns la Iași, cumva rolul de capitală a Moldovei este întărit. Și în timpul domniei lui Vasile Lupu a fost ctitorită această biserică și mănăstire, cum era pe vremuri, fortificată de doi negustori brăileni. Am vorbit despre competiția cu Brăila, dar da, și de fiul Coman se numeau ei, și de fiul pe numele lui Teodor, al primului ctitor, al primei biserici construită prima dată din vălătuci, pământ, deci nu din cărămidă și piatră, cum a fost terminată ea în 1647, piatra adusă dintr-un castru roman aflat în apropiere. Noi îi spunem castru de la Barboș-Tirighina, este undeva în partea nord-vestică a municipiului. Se poate vizita? Adică a mai rămas ceva de vizitat acolo? A mai rămas ceva de vizitat. Da, poate ajungem. Okay. De pe Dunăre, când se naviga în secolul XVIII-XIX, nu se vedea numai turla... bisericii Precista, ci și în locul unde este acum acel hotel. Uite, hotelul, da? Acela Vega, da? Era o altă biserică construită tot cu piatră și cărămidă din acel vechi castru roman de la Barboș-Tirighina, și anume Biserica Sfântul Gheorghe. Foarte importantă nu numai datorită vechimii, ci și datorită faptului că vreo 250 de ani a adăpostit osemintele hatmanului Ivan Stepanovici Mazepa, venerat acum de conducătorii Ucrainei, pentru că a fost primul care s-a răzvrătit împotriva influenței Moscovei. Și acest hatman a și dat numele unui cartier important. Imediat în spatele bisericii este cartierul Mazepa, unul din cele mai bune locuri ca și poziție pentru locuit în Galați. Deci zona de lux? Cumva, cumva, okay. Dar centrul, pentru că centrul a fost bombardat și dinamitat centrul Galațiului în 1944, vom reveni. Da. Și spuneam că acest cartier Mazepa își trage numele de la strada Mazepa, o stradă care
cumva ducea către această biserică a Sfântului Mucenic Gheorghe și care a fost demolată în anii 50 pentru a face loc construcțiilor socialiste, blocurilor de locuit. Trebuia făcut ceva pentru că efectiv... Da, sistematizare, mare sistematizare. Efectiv, da. Tot centrul a fost distrus, demolat. A, în urma și turla, da. Turla bisericii a fost trasă cu odgoane de către un remorcher aflat pe Dunăre, deci la câteva zeci de metri, pe timpul în care un șef al propagandei, al biroului de organizare atunci al Partidului Comunist al Galațiului, deci al Comitetului Județean de Partid, era viitorul prim-secretar Constantin Dăscălescu și viitorul prim-ministru Constantin Dăscălescu. Deci de numele lui este legată cumva perioada de dezvoltare a Galațiului, când s-a construit și cel mai mare combinat siderurgic, care a schimbat practic viața orașului în anii 60, quadruplând numărul populației în un oraș. Deci suntem aproape de zidurile groase de 1,80 m ale bisericii fortificate. Chiar vara este extrem de răcoare, da, da. În interior. Și se pot vedea în spatele nostru crenelurile și balconul de la turlă, da? De unde efectiv oștenii, apărătorii bisericii, făceau față valurilor de atacatori. Sigur că în orice construcție medievală exista și un tunel de scăpare, de fugă, și acel tunel se pare că lega cele două biserici, precista de Sfântul Gheorghe. Sunt vreo 200-300 de metri până acolo? Sunt, sigur. Asta a și alimentat o legendă conform căreia tunelul ar fi dus pe sub Dunăre, în Dobrogea. Aha, e okay. Puțin exagerat, da. Poate alimentând și intenția unor politicieni de peste secole, mai aproape de noi, de a face nu podul peste Dunăre, ci un tunel pe sub Dunăre. Și aici a fost o dispută, așa, o furtună, nu chiar într-un pahar cu apă. Biserica, după cum vedeți, este cu un solid bază de piatră și cu contraforturi, iar acoperișul este din șindrilă. Sigur, forma inițială a ei în 1647, deși din aceleași materiale, era diferită de ceea ce vedem, ea a fost supusă multor vicisitudini pe timpul trecerii timpului. Suntem într-o zi de duminică, se aude liturghia și cred că este un bun început pentru prezentarea în continuare a orașului Galați. Haideți să vă spun și ceva despre Dunăre, dar într-un unghi de filmare ceva mai bun. Vom coborâ spre promenada inferioară, chiar pe malul Dunării, și părăsim cumva zona bisericii precista, fără a aminti și că o modalitate pentru apărători de a rezista atacurilor era și faptul că existau facilități pentru a coace pâine, aveau o brutărie, rezerve de grâu și posibilitatea de a-l face făină, și exista o fântână. Deci apărătorii puteau cumva rezista săptămâni întregi și ieși învingători. Lângă statuia lui Brătianu, despre care v-am amintit, este o sculptură, un monument care reprezintă o elice. A fost inaugurat la aniversarea 80 de ani de la deschiderea, de la înființarea șantierului naval din Galați, actualul șantier Damen. El este cumpărat de olandezi, acum se fac nave inclusiv care dotează
marina olandeză, belgiană, este un șantier naval de succes, dar începuturile acestui șantier naval au fost undeva la 1900, fiind proprietatea unui industriaș pe nume Fernic, și o să-i vedem lângă parcul Eminescu și locuința. Coborâm spre faleză. Blocurile din spatele statuiei lui Brătianu, pe care le-ați văzut în cadru, sunt în locul caselor centrului vechi. Aici venea tramvaiul, întorcea, însă spre deosebire de Brăila, unde tot centrul vechi este în picioare, în anii 50 autoritățile comuniste au trebuit să construiască imobile noi, pentru că practic tot ce a existat ca Galați, zonă centrală, a fost distrus în mai puțin de două zile, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Avem aici două efigii ale lui Ștefan cel Mare și Cuza, care amintesc de faptul că Alexandru Ioan Cuza a fost pârcălap de Galați, a avut un rol determinant, și bineînțeles Ștefan cel Mare, care fiind domnitorul Moldovei într-o zonă de mare avânt economic, până la pierderea cetăților Chilia și Cetatea Albă, cumva a condus destinele și acestor ținuturi. Suntem pe promenadă, ne încălzește soarele. Este locul unde călățenii, turiștii, cei care fac sport, zonă preferată pentru jogging, role. Sigur, peste vreo lună de zile, când totul va fi mai verde, va arăta altfel peisajul. În partea mea stângă există un ponton restaurant. Aici este locul unde a existat un alt simbol al Galațiului, vaporul Libertatea. El se numea Luceafărul. A fost navă regală și care, după evenimentele din 89, a fost exportat. Unii spun că pe bani foarte puțini, în timpul ministeriatului lui Caramitru la Ministerul Culturii. Nava poate fi văzută pe YouTube, în filmulețe scurte, se numește Nahlin, și eu sunt unul dintre cei care sunt de părere că destinul ei cumva este mai bine că lucrurile s-au întâmplat așa, pentru că a fost restaurat cu vreo 35 de milioane de dolari și acum navigă, este o navă splendidă. La noi se degrada, ruginise și dispărea la fier vechi categoric. Da. Deci acela, în toate buletinele meteo despre Galați, seara apărea faleza și acest vas Libertatea. Cadrul, deci un simbol. Cadrul s-a mutat apoi spre Biserica Precista și cam asta apare într-o imagine aeriană de luată dinspre hotelul înalt din spatele nostru, care se află pe locul vechii Biserici Sfântul Gheorghe, despre care v-am vorbit. Da. Sunt mici terase, restaurante aici unde e o zonă. Uite, iau un cadru din față. Se desfășoară diverse sărbători locale, Festivalul Scrumbiei, Ziua Națională a României, de 1 decembrie. Deci e un loc iubit și preferat de gălățeni. Croaziere pe Dunăre se pot face din zona asta și de undeva din
zona Palatului Navigației, unde vom merge imediat după parcurgerea acestei mici promenade. Mici pentru noi, dar vă spuneam, ea este lungă, are vreo 5 km până în locul unde se trece Dunărea cu bacul, cu feribotul. Da. Este o trecere pe care o recomand oricui. Pentru un leu 50, dus un leu 50 întors, poți face o, practic o mini-croazieră. Trecerea durează vreo 20 de minute, deci un 40 minute de plimbare pe Dunăre cu bani foarte puțini, trăind o experiență interesantă și posibilitatea de a face frumoase fotografii de pe Dunăre sau din Dobrogea către oraș. Da. Aici e și cumva o durere a noastră a gălățienilor. Vasele de croazieră, atunci când se făceau înaintea războiului din Ucraina, nu prea opreau la Galați. Autoritățile n-au fost în stare să creeze un program, în colaborare poate și cu noi, să facem o organizație de destinația, de management a destinației și să-i oprim pentru câteva ore. Facem un spectacol folcloric să le arătăm ceea ce înseamnă Galațiul ca și atracții turistice sau poate împreună Galațiul și Brăila. Aici n-am niciun fel de gelozie pentru vecinii noștri. Și să înscriem pe hartă și Galațiul ca atracție turistică. Deci tot pe malul Dunării aveți în imagine Palatul Navigației, o capodoperă de arhitectură de la începutul secolului 20, deci 1900 și puțin, 1-2. Deci arhitect Petre Antonescu și acest edificiu a îndeplinit funcțiuni pentru navigația pe Dunăre. De altfel, și acum există în această clădire, aflată în renovare în momentul acesta, deci birourile sunt mutate pentru o perioadă scurtă, sediul administrației portuare a Dunării Maritime. Deci tot ce înseamnă porturi, de la Sulina până la Brăila, inclusiv Galațiul. Este o clădire care a făcut istorie la începuturile secolului 20, pentru că este prima construcție din beton armat ridicată în principatele române. Deci extrem de bine lucrată. Imediat în spatele clădirii exista pe timpuri bursa de mărfuri de la Galați, dărâmată și ea distrusă la bombardamentele din august 44. La pontonul care este în fața Palatului Navigației este ancorată o navă istorică, nava Tudor Vladimirescu. Se numea Croația în momentul în care a fost comandată de către Imperiul Austriac șantierilor navale din Budapesta. Este o navă cu zbaturi și cu un motor cu cilindrii batanți. Pare rău că astăzi, fiind duminică, personalul care deservește vaporul nu lucrează și nu se poate vizita. Oricum, în zilele când avem posibilitatea, nava se deplasează, e funcțională, dar cu ocazii speciale, mă rog, autoritățile municipiului în anumite zile festive o mai deplasează. Este destul de scumpă ora de marș. Consumă destul de mult, exact. Probabil, dar ne-ați spus că e o imagine deosebită, da, în deci sala motoarelor. Cilindrii aceștia, în afară de mișcarea verticală, da, au și o mișcare batantă. Deci de asta se numesc cilindrii batanți.
Motorul este original, este întreținut foarte bine și funcțional, iată, de 130-140 de ani. Vă spuneam, a fost captură de război după primul război mondial. A intrat în dotarea marinei fluviale române. El inițial a fost un remorcher, dar ulterior a fost adaptat pentru transportul de persoane și acum face deliciul unor plimbări pe Dunăre, sigur, persoanelor care își permit să achite contravaloare. Consumul. Este navă privată, a fost renovată cu peste $1,000,000, aparține firmei TTS, e o firmă privată, mă rog. Dar poate fi folosit pentru plimbări pe Dunăre, sigur, cu un număr măcar de 100 de persoane pentru a fi cumva rentabil. Da. În zona aceasta avem amintiri și mai puțin plăcute despre cea mai mare tragedie care a avut loc în ceea ce privește navigația pe Dunăre, în anul 1989, o navă de pasageri, se numea Mogoșoaia, a fost lovită de către un convoi bulgăresc și au fost peste 100 de victime, înregistrându-se, cum vă spuneam, ca și cel mai mare accident fluvial. Privind navigația pe fluviu, practic în familiile celor din comuna Pisica, în avalul Dunării, unde se făcea legătura cu vasul respectiv de pasageri, nu a existat nimeni să nu aibă pe cineva prins și, mă rog, în acest teribil accident. A curs multă cerneală la vremea respectivă și a rămas așa cumva ca o pată neagră. Suntem deci în partea joasă a orașului Galați, da, și ne vom îndrepta spre cartierul Bădălan. Da. E interesantă și originea numelui. Este cartierul muncitoresc în secolul XIX și începutul secolului XX, cam 60% din populația acestui cartier aparținea altor naționalități decât cea română. Okay. Greci, turci, ruși, polonezi. Și vedem amprenta lor acolo, prin cartier? Bulgari. Mai puțin, pentru că fiind un cartier sărac, casele nu au o amprentă dată de un arhitect cunoscut sau de un constructor cunoscut, așa cum vom vedea. În al doilea platou al Galațiului, cel care începe odată cu străzile Domnească și Mihai Bravu, care sunt în imediata vecinătate a cartierului, pe un mal de pământ care urmează geografia Galațiului de la turnul de televiziune din Amonte, așa cum privesc eu spre capătul de nord-vest al Galațiului, și până cumva mai jos de Galați spre lacul Brateș, care erau cel mai mare lac din România, acum redus cam la o cincime din suprafața lui și care alimenta 6-7 comune în nordul Galațiului cu pește, deci nu exista familie să nu meargă, să poată pescui, să alimenteze familia din Bălțile și din acest lac Brateș, care era în lunca Prutului și, mă rog, acum a rămas în imediata vecinătate a Galațiului, undeva lângă trecerea frontierei spre Republica Moldova, deci spre Basarabia și spre Ucraina. Deci exact în punctul acela este
o zonă unde se întâlnesc partea sudică a Republicii Moldova și partea vestică a Ucrainei, orașul Reni. Este foarte aproape și poate ați mai auzit la buletinele de știri de câte ori sunt incidente acolo. Primim și noi alarmare pe RoAlert despre faimoasele drone cu care rușii încearcă să pună în dificultate Ucraina. Deci, haideți să vedem ce este cu acest cartier Bădălan. Suntem la limita celor două zone, zona bogată a fostului Galați și zona săracă. Deci, în stânga mea este valea orașului, așa numitul cartier Bădălan. Cartier, așa cum vă spuneam, locuit de multe naționalități în care trăiau muncitorii portuari, deci hamalii, fel de fel de meseriași, unde erau sute de restaurante, dar de fapt mascate în magazine cu, în stabilimente cu felinar roșu. Aha, și în care bordeluri și în care marinarii își făceau veacul. De multe ori de aici ieșind și un scandal cumva diplomatic în secolul XVIII, sfârșit de secolul XVIII, începuseră să fie consulate, chiar după înființarea Comisiei Europene a Dunării, începând cu Anglia, cu Franța. La un moment dat ajunseseră consulatele la un număr de 16, pentru că gestionau comerțul pe Dunăre și diferitele treburi administrative legate de comerțul cu marfă, acostarea navelor, descărcarea mărfurilor, shipping-ul, cum îi spunem astăzi, activitatea de navlosire și așa mai departe. Deci o activitate foarte intensă. O activitate intensă, iar în zona aceasta din valea orașului de multe ori se iscau scandaluri, iar legat de vizitele marinarilor la acele stabilimente, prințul Sturza chiar a emis așa o lege prin care, o normă prin care spitalele din Galați erau obligate să acorde un număr de 30 de paturi pentru tratarea de anumite boli venerice, de sifilis mai pe românește, a acestor marinari. Deci a fost cumva o problemă de sănătate publică. Da. Ba chiar s-a cerut autorităților gălățene să financeze cheltuielile legate, pentru că numărul era atât de mare al marinarilor și implicit al ofertei pentru aceștia, și când spun ofertă, mă gândesc chiar la oferta de mărfuri pentru aprovizionarea personală a acestor marinari, dar și pentru aprovizionarea navelor. Și pe această stradă, care se numea strada Dogăriei, de la Doage, pentru că se făceau butoaie, majoritatea mărfurilor alimentare veneau la butoi. Da. Și cei care construiau butoaie, dogarii, erau la mare căutare. Da, și aici în zonă să fie totul accesibil. Și în zonă era, da. Este și cartierul viitorului lider comunist Gheorghiu Dej, socrii lui erau aici, dar și al unui mare artist gălățean, tenorul Nicolae Leonard, sau Nae Leonard, el are o stradă cu numele acesta în București, iar Teatrul Național de Operă și Operetă din Galați poartă numele acestui prinț al operetei, al operei și operetei. Dincolo de, deci, între cartierul Bădălan și strada Domnească și strada Mihai Bravo sunt câțiva pași și după cum se vede
există o zonă abruptă, da. Trecerea se făcea prin așa numitele vaduri, vadul Negroponte, vadul Cărăbuș, practic niște străzi scurte, dar extrem de abrupte, unde se făcea trecerea de la agonie la extaz. Deci okay. din sărăcie într-o opulență de neimaginat și vom vedea cum arătau casele regelui oțelului, Max Auschnitt, casele comerciantului Epaminon de la Ambrinidi, unde a dormit regele Carol I în prima lui vizită la Galați, casa Negroponte, toate case cu arhitectură de un bun gust extraordinar, pentru că atât meseriașii cât și cei care dotau ulterior interioarele erau meseriași fie italieni, fie austrieci, deci aduși cumva de la prima mână, exact așa cum erau construite și casele celor mai bogați oameni din Europa. Tot în Bădălan avem și povești legate de criminalul Berilă, poate ați auzit expresia ai săi viața lui Berilă, da. Este vorba de un criminal în serie Berilă, care a fost locuit aici, avea la activ 6-7 asasinate înfăptuite, mă rog, într-o familie pe care îl găzduise. Cumva la concurență cu infracționalitatea din orașul vecin Brăila. Ok. Și aici cu celebrul Codin din scrierile lui Panaiti Strati, un fiu al orașului, și cu un alt infractor cunoscut la nivel național, celebrul Terente. Da. Ei bine, acum competiția asta între Galați și Brăila, sigur, a fost în primul rând economică. Și rivalitatea despre care vorbeam cumva între Brăila și Galați vine din faptul că atunci când a existat regiunea Galați, în perioada de după 1945, Brăila a fost subordonat Galațiului. Și cumva deciziile se luau aici, iar ei au pierdut mult din puterea economică, care în perioada antebelică și interbelică permitea o concurență loială, egală, între cele două orașe port. Da. Și care permitea cumva când Galațiului, când Brăilei să ocupe locul întâi în privința diferitelor realizări economice, număr de vase care acostau, volum de marfă descărcată, încărcată, silozuri pe malul Dunării, atât la Brăila cât și la Galați. O să vedeți, se pot vedea încă silozurile, mai mult la Brăila, silozurile construite de Angel Saligny. Și în general o industrie la Galați cel puțin care se înfiripa, fabrici de ulei, de biscuiți. Deci la un moment dat Galați începea să procesa, mai mult deci decât... procesa mărfurile, nu numai le îmbarcam grâu, cheresteaua și le exportam. Paranteza regimului comunist a făcut foarte mult rău. Țări cum sunt Portugalia, Grecia, Spania, chiar erau mult în urma României ca și realizări economice și cine știe unde eram astăzi dacă nu aveam această paranteză comunistă și colectivistă în istoria României și iată și a orașelor port dunărene. Haideți să vedem și lumea celor bogați, Strada Domnească. Hai, suntem la graniță, așa că urcăm. În lumea lor. Da. Suntem tot pe Strada Domnească, celebra stradă Cutei, i-avem în imagine,
și ne deplasăm de la malul Dunării pe această porțiune pietonală. Este, dacă vreți, rambla Galațiului. Da. Cândva se circula pe două sensuri, pe timpul unuia dintre primarii de după Revoluție a domnului Durbac, artera a fost închisă și a fost o decizie okay, foarte bună. Decizie bună. Îmi imaginez cum e primul val aici. O zonă de promenadă în iunie este recomandat, când tei înfloresc, este o mireasmă greu de descris în cuvinte. Da. Și acestea sunt celebrele blocuri P-urile, cum le spunem noi. Ne întâlnim la P-uri sau ne întâlnim la faleză, la pietre, unde sunt scările care coboară spre promenada inferioară. Este zona unde practic era buricul Galațiului. Erau case de o frumusețe extraordinară. Noi vom ajunge în curând la piața Regală și statuia lui Costache Negri. Deci cam așa arăta zona aceasta. Case boierești, case cu unu, două etaje. Da, impresionant. Și care amintesc multora de Viena, de Praga și, mă rog, alte orașe renumite. Sigur, după bombardamentele și dinamitarea orașului în 44, zona asta a stat vreo 10 ani cu moluz, cu cărămizi, s-a făcut muncă patriotică. Mama mea, fiind elevă, era adus aici și sortau cărămizi, erau folosite în altă parte. Dar reconstrucția a fost făcută nu așa cum a existat centru, pentru că au fost oferte ale proprietarilor, ale oamenilor, cu bani care încă rămăseseră în Galați și, mă rog, nu fugiseră în Occident, nu plecaseră, încă nu începuse prigoana comunistă, dar autoritățile au refuzat și s-au făcut, reconstrucția s-a făcut după planuri sovietice, mă rog, venite de inspirație sovietică, și așa a apărut zona aceasta a P-urilor și zona blocurilor spre care ne vom îndrepta în curând. Deci, în prezent, ca zonă pietonală, ea satisface necesitatea de loazire a Gălățeanului. Te îndrepți spre Dunăre sau faci o plimbare pe frumoasa stradă domnească. Și se spunea strada domnească pentru că domnii Moldovei, venind, așa cum v-am povestit de Vasile Lupu, când a așteptat moaștele Sfintei Parascheva aici în dreptul falezei și s-au dus cu alaia apoi spre capitală, spre Iași. Domnitorii, în special în perioada fanariotă, după ce mergeau, dădeau firmanul la Constantinopol și își cumpărau tronul, veneau cu corăbile și prima dată când puneau piciorul pe pământul Moldovei în calitatea lor nouă de domni, era pe această stradă domnească. Ea, vedeți, este tot în vecinătatea fostei străzi Mazepa, a Bisericii Precista, deci cumva în jurul acestei zone a Bisericii Precista pe care am văzut-o mai devreme, s-a dezvoltat vatra orașului și apoi, sigur, spre port, pentru că acolo erau activitățile economice, veneau corăbiile și da. Avem și o fântână acolo pe stânga? Da, este o fântână, se numește Fata pe Valuri, aparține unui sculptor pe nume Constantin Baraschi, este autorul în București al cariatidelor. Da. Este vorba de același sculptor. Și ne îndreptăm spre să întoarcem camera, să arătăm și ce avem în față. Piața Regală. Da. Ați avut în imagine mai devreme, o să o arătăm din nou și ne vom opri cumva în același unghi, dar nu înainte
de a filma statuia lui Costache Negri. Da, o vedem acolo. Și să spunem ce a însemnat personalitatea acestui mare gălățean pentru făurirea Marii Uniri de la 24 ianuarie, 5 ianuarie, ne aducem aminte, a fost ales Cuza la Iași și apoi în adunarea de la Hotelul Concordia, care există și e renovat în centru vechi, a fost ales domn al, și, al, și al Munteniei, consfințind astfel unirea principatelor dunărene și care s-au numit, începând de atunci, Principatele Unite. Statuia este din bronz, ea era poziționată cu fața spre strada domnească, o să oprim în acel punct. Costache Negri avea în comuna Mânjina casa și practic locul unde s-au tras sforile, putem spune, unde s-au pus bazele, s-au pus bazele strategiei de unire a principatelor. Este o poveste foarte interesantă. Costache Negri chiar a fost o propunere pentru a fi domnul principatelor. Cuza era quasi necunoscut și el a fost o propunere a unor pașoptiști, Negri, Costache Negri, Vasile Alexandri, Teodor Rosetti, mă rog, și Cuza făcea parte, dar nu aveau, Cuza nu avea învergura acestora, ei însă fiind cu ștate vechi la Paris, în a vedea tot ceea ce a însemnat Revoluția franceză și spiritul de libertate al Franței, l-au propus pe colonelul Cuza pentru a îndeplini această misiune și de care știm cu toții s-a achitat cu succes. Să ne îndreptăm spre locul unde exista Piața Regală. Deci statuia lui Cuza apare aici într-un cadru, a lui Negri, scuzați-mă, apare în acest cadru. Este cu fața spre strada domnească, cumva cu spatele spre Dunăre. Este și aici un cadru extrem de sugestiv. Da. Da. Deci, practic, Cuza a fost o propunere a masonilor, nefiind el însuși mason. Ok. Istoricul Neagu Giuvara chiar își cere scuze într-un interviu pentru faptul că l-a prezentat pe Cuza ca fiind mason, ulterior desecretizându-se documente de arhivă, apar clar membrii masoni, aceștia erau Alexandri, Negri, mă rog, Cogălnicianu, dar nu Cuza. Da. Deci Cuza a fost cumva avansat ca un om curajos, un om care în 7 ani a făcut reforme inimaginabile astăzi. Da. Pentru, și urma lui se mai simte astăzi, sigur, într-o proporție mare. Le enumerăm acum pe toate, se știu foarte bine de cei care au minime cunoștințe de istorie. El însă, ajungând cumva la putere cu ajutorul scrisorilor furate de Cocuța Vogoride, Cocuța Vogoride Conachi, care era soția caimacamului Vogoride. Caimacamul era un fel de locțiitor la domnie. Deci nu era domn, noi fiind sub suzeranitate otomană, Constantinopol, Istanbulul numea un locțiitor, deci un caimacam, și acest Vogoride, venit nu cu avere, se căsătorește cu fata lui Costache Conache, mare boier moldovean,
care, fiind în inima ei unionistă și ținând cu ideile unioniste, ajunge să pună mâna pe scrisori ale caimacamului către prieteni din Istanbul, în care el se lăuda cum a fraudat alegerile. Mai pe românește, ah, ce le-am tras-o ăstora. Da. Cocuța pune mâna pe scrisori, îi le dă prietenului, poate mai mult decât prietenului, Cuza. Cuza era un bărbat frumos, deja înainta pe scara gradelor militare, plăcut când intra într-o încăpere să carisma. Facea lumină, carismă, sigur. Și scrisorile apar într-un, unde? În presa occidentală, cam ca acum. Deci s-au făcut un lobby, a ieșit mare scandal, Napoleon al III-lea a convins-o și pe regina Angliei că trebuie refăcute alegerile din principate. Și lucru care s-a și întâmplat după apariția articolelor și scandalul de presă din ziar belgian, se numea L'Étoile de l'Orient, dacă mi-aduc bine aminte, deci Steaua Orientului. Alegerile sunt refăcute și așa a fost, apare Cuza ales cu mare majoritate la 5 ianuarie în Moldova și ulterior la 24 ianuarie în adunarea de la Hotel Concordia, care este acum, repet, în centru vechi, renovat, se poate vizita. Obiectiv turistic foarte important, este ales și în felul acesta Principatele Unite își urmează cursul spre ceea ce urma să devină România Mare. Deci Costache Negri și Piața Regală, spre care ne îndreptăm, au avut un rol esențial. Vom merge în continuare pe strada domnească, văzând câteva dintre case și comentând cine erau cei care le-au locuit. Și cred că cam în acest punct aș vrea să mai arătăm o dată, să mai focalizăm pe unul din tablouașe. Deci suntem cumva, haideți să filmăm exact în punctul acesta. Uitați, asta e strada domnească pe care o vedeți deasupra tabloului. Da. Și statuia lui Costache Negri. Deci nu s-a mișcat mult. Nu s-a mișcat mult. Vreau să vă spun că ea a fost tot timpul la loc de cinste, spre deosebire de statuia lui Brătianu, care și în perioada legionarilor a fost luată ca țintă de tir și vandalizată și a zăcut într-un depozit, și în perioada comuniștilor a avut cam același destin. Deci, practic, așa arătau casele și zona pe unde ne purtăm acum pașii. Da? Da. Sigur, după anii 60 a apărut hotelul acesta impunător pe dreapta, s-a numit Hotelul Galați mult timp, am lucrat și eu în tinerețe aici, în recepția hotelului. A fost construit ca și hotel al partidului înainte de cel de lângă Biserica Precisa. Deci prima dată hotelul partidului era aici, construit în 60, și cei care veneau cu misiuni de propagandă de la centru în Galați și în Brăila erau cazați la acest hotel. Ulterior el a intrat în circuitul ONT al turismului și a fost construit un alt hotel al partidului, ironically, așa, da? lângă biserica da, Precista. Deci pe colțul acestui hotel patronatul a avut o idee inspirată, chiar a scrie acolo Piața Regală. Da. Oficial nu se numește acum Piața Regală, dar marchează cumva locul pe care l-ați văzut și toată splendoarea imobililor și caselor, ce erau? Hoteluri, bănci,
magazine de lux, era un fel de Harrods al Galațiului, bineînțeles deținut de patroni evrei. Crema comerțului era deținută de patroni evrei, greci, care, mă rog, găsiseră oportunități de comerț în principate, încă de la începutul secolului XIX, și încet, încet au devenit buni cetățeni. Însuși, prințul Moruzi, cunoscut ca Alecu Moruzi, nepot al domnitorului Alexandru Moruzi, deci nu e aceeași persoană. Okay. Deci primar de 4 ori și chiar înainte de unirea principatelor, numit cumva locțitor de primar de către caimacamul Vogoride, despre care vă vorbeam. Deci antiunionist, dar a avut flair să numească un bun gospodar și lui datorăm cheiul de la Dunăre pietruit de pe care am filmat în fața Palatului Navigației, făcut la sfârșit de secol XIX, apoi canalizarea orașului, sistematizarea multor străzi. Deci ne plimbăm într-o zonă fantomatică, aici era cu totul și cu totul altceva. A mai rămas Banca Națională, o să facem dreapta peste vreo 100 de metri. Da. Este una din primele clădiri, este una din primele clădiri administrative apărute în Galați și care consfințea rolul important economic al Galațiului. Să știe că unul din artizanii Băncii Naționale a fost, nu unul, artizanul, a fost Eugeniu Carada. Da. Are statuie într-unul din colțurile Băncii Naționale și el este cel, pentru că am vorbit de Brătianu, el este cel care l-a sfătuit financiar pe I.C. Brătianu și ulterior l-a asistat pe fiul acestuia, pe Ionel, Ion Ice Brătianu, cunoscut ca Ionel Brătianu, pe timpul studiilor la Paris și a fost un fel de guardian angel, să-i spunem. Deci a supravegheat mersul lui în sistemul educațional, pentru că Brătianu tatăl, cu afaceri, cu politică, nu avea întotdeauna... timp. Deci pe timpul lui Eugeniu Carada se construiește și sucursala, filiala Galația a Băncii Naționale, pe care o vom vedea în curând. Din strada Domnească, doar câțiva pași, suntem în fața Băncii Naționale, sediului Băncii Naționale. Este o clădire impozantă care consfințea avântul economic al orașului și care, alături de Palatul Navigației, de Palatul Administrativ, încep să dea un aer de oraș cu instituții și cu clădiri reprezentative pentru administrație și pentru ceea ce însemna mediul economic. Mergem în Parcul Municipal și spre statuia lui Eminescu. Spuneam, prima statuie din țară a acestuia, construită prin colectă publică. În 1911 a fost instalată. În Parcul Municipal, cum se chema. Eminescu, vă spuneam, a lucrat în adolescență, 14-15 ani, da? Ca rândaș și ca hamal în port. Okay. Și ca ulterior ca sufleur într-o echipă de teatru a lui Iorgu Caragiale, care împreună cu Fanny Tardini
făcea un fel de teatru itinerant. Vom trece pe lângă teatru dramatic, care poartă denumirea acestei prime organizatoare de trupe de teatru, Fanny Tardini. Eminescu a cărat efectiv saci de grâu cu spatele în port, nu mult timp, și a găsit apoi postul de rândaș, jobul de rândaș. Rândaș însemna om de casă, bun la toate, în gospodăriile celor bogați. Și de asta poetul Beniamin Deutsch, Barbu Nemțeanu, așa cum semna în poezie, îi ceartă pe gălățeni: n-ați știut să vă apreciați bardul. Și la un moment dat exprimă și o amenințare. Poezia se găsește pe YouTube. Okay. Beniamin Deutsch sau Barbu Nemțeanu, oraș cumplit de negustori. Cine caută, da, va găsi o poezie frumoasă și în care amenință Galațiu că va veni un val de hulă de la răsărit. Și a venit, hula e celebru val, celebru, e valul acela oceanic. Deci cine a navigat pe ocean vede că valul amplu, mare, nu are amplitudinea celor de la mare, care sunt mai mici, da? Da. Val de hulă. Navigatorii, da, știu despre ce, okay, vorbesc. Deci, și a venit ceva? A venit comunismul de la est. Ah, ok, da. Iată. Interpretez eu coincidență sau așa, nu? Da. Și după care în poezie se spune, dar poate există și o salvare. Faptul că el a trecut pe aici și cumva a fost primit de gălățeni într-un fel și poate asta îi va fi salvarea orașului. Știți, e foarte interesant mesajul poeziei și foarte interesant destinul acestui poet gălățean, da, Barbu Nemțeanu, pentru că a murit și el foarte de tânăr, era fiul unui institutor evreu, da? Și care, în ciuda faptului că la un moment dat colegii săi jurnaliști, era jurnalist și, mă rog, poet, au făcut o chetă, n-a putut fi salvat. A murit, a avut cumva un destin asemănător cu al lui Eminescu. Părinți cu posibilități minime și a și murit tot așa la o vârstă de 30 ceva de ani. Dar a trăit imediat după moartea lui Eminescu și Eminescu chiar din timpul vieții a fost apreciat și cunoscut ca un geniu. Când intra într-o încăpere, la fel, se făcea lumină, era extrem de apreciat. Salutul lui era trăiască patria. Și la un moment dat, când un prieten i-o lua înainte, spunea, maestru, trăiască patria, răspunsul Eminescu era sus cu ea. Mai avea ceva de spus. Da, 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 da. Haideți să-i vedem statuia, vom, da, traversa pe verde, să dăm un bun exemplu. Bineînțeles. Dar putem să luăm primul verde din partea aia? Statuia e acolo? Exact, în parcul municipal, da. Pe acest colț, și pe colțul opus și unde este magazinul Universal, erau hoteluri. Bristol, Capitol. Ok. Când vom ajunge la Teatrul Nae Leonard, aici era un hotel. Patronul Stauerman avea o fică, care ca toate tinerile în vremea aceea erau îndrăgostite de prințul operetei, Nicolae Leonard. Și fusese surprinsă de ziariști strigând de la geam: dacă nu mă lași, tată, nu mă lași să mă mărit cu Nae Leonard, mă arunc de la etaj. Și a făcut deliciul, a ajuns și s-a căsătorit cu Nae Leonard, a fost a treia lui căsătorie. Deci fata se numea Dora Stauerman. Și ultima. Okay. Da, da. Deci, dar asta nu pentru că era prea bătrân. Nu. Nae Leonard a murit pe la 40 și ceva. Acum de putem ani să traversăm pe partea, da, asta. Da. Și, repet, era pe cât de talentat, pe atât de chipeș, da. Și până la apariția cinematografului și, mă rog, a unor artiști ca Rudolf Valentino, tinerele din România dormeau cu poza lui Nae Leonard sub pernă. Și iată, fusese și visul acestei tinere, Dora Stauerman. O altă mare cântăreață
Zamora a fost îndrăgostită cumva și îl visa noaptea pe tenorul Nae Leonard și cumva când la Capșa sau la terasa Oteteleșanu în București a avut ocazia să vorbească cu ea, cu el, cu Nae Leonard și acesta i-a spus, hai măi flecușteață, du-te acasă, ea fiind tinerică, slăbuță, a plecat plângând și și-a jurat că va veni ziua când va cânta pe scenă alături de el și s-a întâmplat asta. Wow, ce tare! Da, Zamora. Sigur, ăsta e un artist cu care noi ne mândrim, așa cum Brăila, concurentul nostru, se mândește cu Harry Clea Darcle, și care a cântat în rolul Toscăi, care a fost scris de Puccini pentru ea. Deci da. E fenomenal. Din punctul ăsta de vedere, eu mă predau. Brăila este mult, mult mai ofertantă decât Galațiu, pentru că are și casele rămase în picioare. Da, da. Și l-am văzut. Cumva, parcă și poveștile sunt un pic, nu știu, poate, deși noi am ironizat mereu brăilenii, așa ca picanterie, au avut un McDonald's după noi. După și veneau de la Brăila, să vedeau numele de Brăila stând la coadă la McDrive, motiv de mare amuzament pentru gălățeni. Îmi dau seama. Dar o să ajungem să povestim care a fost meteahna asta, sau poate dacă mai e, poate mai e și astăzi, și în ziua de astăzi, între Brăila și Galați, dar din centru o să povestim. Da, inițial, putem spune și acum, inițial, da? Cred că a început datorită rivalității economice a celor două orașe, exact, când era competiție liberă. Dar apoi, fiind sub administrarea regiunii Galați și Brăila fiind subordonat, atunci a început, cred că, marea râcă și cumva au început poate discuții de pe poziții mai înalte a gălățienilor, ceea ce a dus la anumite frustrări din partea brăilenilor, nu știu. E posibil să fi fost asta. Da. Aici dintotdeauna a fost un frumos parc, încă din 1870-80, parcul municipal. Statuia lui Eminescu care o vedem în plan depărtat, iar casa din spate este cea care a aparținut proprietarului șantierului naval, celebru Fernic, despre care v-am vorbit. Da? Deci cea din spate e casa Fernic. Da, o vedem, aceea cu arcade, coloane, da? Exact, cu coloane și cu arcade. Iar la statuia lui Eminescu cam din totdeauna s-au fotografiat... Hai să ne apropiem. S-au fotografiat cuplurile când se căsătoreau. Ok. Și în perioada antebelică, deci interbelică, și în anii comunismului, pentru că aici undeva în dreapta era casa căsătorilor și era un bun prilej de a ieși. Statuia aparține sculptorului Friedrich Storck. Da. Ea o are la bază pe o reprezentare a Veronicăi Micle. Gata, poți să o filmezi, ca și muză, da? Da. O vedem. Există o poveste pe care noi gălățenii o știm cu toții. Făclia din mâna muzei este vandalizată periodic. Vedeți că la încheietură există o tăietură. Se vede, da. Ea este vandalizată, furată. S-a întâmplat de vreo 8 ori până acum. Sculptorul care o face și o reface are stoc. Deci, s-a săturat săracul tot făcând încheieturi și mână și făclie de rezervă. Da. Deci încă o dată Eminescu, care ne-a onorat cu prezența în urbea gălățeană, a fost venerat, respectat, apreciat de noi, de gălățeni, și suntem lângă prima lui statuie. Prima lui statuie, iată. Din România. Brăila nu are. Nu. Dacă oare pe a doua. Da, nu. Da. Să nu... Da, cred că există un bust în parc, să nu... Colegii mei, Lala și... O să stăm de vorbă și cu Mihaela, ei, da. O să fie în măsură. De altfel, și la Galați sunt în asociația Mila 80 câțiva buni cunoscători și prezentatori. Eu sunt mai mult instructor de ghizi
decât ghid profesionist, fac asta, dar nu trăiesc numai din asta și sigur cineva care o face foarte des poate o va face mai bine și pentru eventualele mici scăpări prezint anticipat scuze. Vom continua cu casele istorice de pe strada domnească, începând cu Palatul Gheorghiu, a cărui fațadă se pare că va fi salvată de către autoritățile municipiului Galați, de către Consiliul Local, se preconizează crearea unui imobil, dar cu consolidarea fațadei cu brâu de beton și păstrarea ei. Okay. Cam cum vedem la hotelul Novotel, da, din București, exact, care păstrează fațada teatrului existent. Exact. Acolo a fost Teatrul Național și, mă rog... Mai avem clădirea securității de lângă CC. A, exact. Da, da, da. Și da, aceea la foarte fel păstrează. Foarte bun ansamblu arhitectonic și da, acolo. E o metodă modernă de a îmbina cumva trecutul care nu poate fi recuperat, deci fațadele cu imobilele noi. Da. Și acum e o zonă preferată de gălățeni, mai puțin vara la ore de amiază, pentru că, da, cumva au mai fost tăiați din arbor și zonele cu umbră. E un păcat pe care îl observ în parcurile gălățene. Băncile trebuie puse în funcție de copaci, nu invers. Sau măcar dacă ai pus banca, pune și un copac. Pune și un copac. În 10 ani o să facă umbră. Da. Cam mult, dar asta e. Tot e ceva. Sigur. Imediat în stânga vom vedea Biserica Greacă, pentru că era o comunitate mare de greci și una din cele mai mari biserici în Galați era Biserica Greacă. Îi se vede cupola, o puteți filma. Să te întorci, Shadi, să o arătăm acolo pe stângă cupola. Așa. Și se țin slujbe și astăzi. Aici iarăși fac o paralelă cu Brăila. Biserica lor grecească este mai frumoasă. E mai mare, mai frumoasă, da. Dar, sigur, noi vorbim despre, cumva, despre Brăila și ca despre un oraș cu cele mai frumoase brunete. Ok. Toată populația asta, mixul ăsta de populație, greco-tătari, turci, au generat... Primăvara, când te duci și vezi liceencele, sunt niște brunete extraordinare. Tinerele, în general, tinerele mame, sunt cele mai frumoase brunete din România și nu numai după părerea mea. Uite, noi asta n-am observat. Da. Dar da, nici nu că, am fost prea despre acolo. Sunt butenul măsliniu și ca urmare a acestor populații vechi de greci, de tătari, de evrei, nu? Iar tiparul gălățencelor care ar fi? Nu departe, sigur, okay, dar parcă e mai accentuat tenta asta la Brăila. Am înțeles. Brăila, de altfel, a fost raia turcească, deci Galațiu niciodată n-a fost pașalâc. Raia e ca și cum erau pașalâc, adică aveau pașa, aveau poliție în șalvar, turci, da, pe stradă, până au venit rușii. În 1830 au existat 6 ani de stăpânire rusească, nu? Chiselev cu celebru regulament organic. Deci Brăila a fost mult mai mult sub turci decât Galațiul. Da. Deci a fost raia turcească. Asta însemna administrare pur turcească, ceea ce nu s-a întâmplat la Galați. Poate și ăsta e un izvor al rivalității și poate cumva... și asta. Da, da. Cred că mai sunt și altele. Trecem, deci, pe lângă Biserica Greacă, suntem, da, pe strada domnească, într-o frumoasă zi de
10 martie, a doua zi după cei 40 de mucenici, 2024. Suntem bine după cei, după mucenici, după pahare, da, după... Exact, da. Mărturisim că nu le-am băut pe toate. Nu, 44 nu le-am băut pe toate. Și vedem fațada acestui Palat Gheorghiu, care era o bijuterie de arhitectură atunci când clădirea era nouă. Există imagini și pe YouTube și pe, în general pe site-uri, și pe care autoritățile intenționează să o refacă și să o păstreze doar ca fațadă. Da? Aha, ok. Acest Gheorghiu, fiind un comersant, un politician grec, gălățean, și care, iată, rămâne cumva în istorie și prin acest lucru. O să mai facem câțiva pași și ajungem la sediul vechi al primăriei și la sediul Universității din Galați, care inițial a fost tribunal. Deci a servit justiția. Aici se fac lucrări de renovare în fața pieței, în fața, da, bisericii grecești. Cel care a schimbat statutul, destinația din tribunal în universitate, a fost Constantin Dăscălescu în timpul mandatului lui ca prim secretar în Galați. V-am amintit prima dată numele lui, da, fiind legat de trista demolare a bisericii Sfântul Mucenic Gheorghe prin tragerea cu odgonul de pe Dunăre, de către un remorcher a Turlei, și apoi demolarea și în momentul acela osemintele lui Mazepa, Ivan Stepanovici Mazepa, au dispărut. Ele mai dispărusere după incendierea din 1821, după revolta lui Tudor Vladimirescu, pentru că și după Stănilești 1711 și după 1821 turcii, tătarii au trecut prin foc și pară Galațiul. Și atunci au aruncat osemintele la 1821 în Dunăre, cineva le-a recuperat, le-a pus din nou în biserică, unde au mai stat 200 de ani. E, de comuniști n-au mai scăpat, ele s-au pierdut, dar da, în Galați există un parc. Au făcut treabă bună. Așa. În Galați există un parc, poate și prin efortul comunității ucrainiene, încă de acum vreo 10-12 ani, cu bustul lui Iosif Stepanovici Mazepa. Haideți să spun câteva lucruri despre, că poate unii dintre urmăritori pot crede că îngroșăm prea mult sau aducem o tușă prea persistentă acestui nume. Da. El este actualmente, așa cum am mai amintit, simbolul mândriei și independenței ucrainiene față de Moscova. Mazepa împreună cu Cantemir au lucrat la crearea unor biblii, atipărirea unor biblii și răspândirea religiei creștine. Au încercat ei în zone musulmane și au colaborat îndeaproape în zona aceasta a răspândirii creștinismului prin internetul acelor timpuri, care erau tipăriturile. Da. Și deși Mazepa avea o bună relație cu Moscova, cu Petru, la un moment dat relațiile s-au răcit când cineva are apucături dictatoriale, nu e greu la un moment dat să-ți dai seama și să încerci să te lepezi. Asta a făcut-o Mazepa, s-a certat atât de rău cu țarul, încât atât el cât și Biserica Ortodoxă Rusă nu numai că au rupt orice legături, dar l-au și afurisit. Nu mai avem treabă, ăsta e dușmanul nostru și așa mai departe. Da.
Iar la moartea sa, Mazepa lasă cu limbă de moarte că vrea să fie înmormântat la Ierusalim. Fiind, și în timp ce cortegiul se deplasa spre Ierusalim, trecând prin Galați, vrând să treacă Dunărea în Dobrogea, care era deja teritoriul otoman, și având nevoie de firman de la turci, îl obțin, dar sunt totuși opriți, că începuseră războaiele ruso-turce, ruso-austriaco-turce, și este oprit la Galați și se spune, da, care e Ierusalim? Uite, biserica Sfântul Gheorghe este închinată Bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim. Era ceea ce se cheamă un metoc. Ok. Da? Da. Și atunci spune, înmormântați-l aici. Și așa a ajuns să fie înmormântat acolo și urmează istoria de 200 de ani cu osemintele și aruncate în Dunăre, recuperate și apoi și faptul că unul din marile cartiere poartă numele acestui considerat patriot ucrainean de către toți ucrainienii, cărora, by the way, le urăm succes în ceea ce pot să schimbe acum, ceea ce se întâmplă. În ceea ce încearcă să-și apere țara, în fond, da, nu? Da. Asta e așa de important că mai trebuie spus de cât ori putem. Da. Avem aici în dreapta Grand Hotel du Boulevard, în perioada antebelică, și care în timpul comunismului a fost primărie. Ok. Vom trece acum mai în câteva minute pe lângă noua primărie. Da. Dar între timp vă propun să traversăm. Ok. Să filmăm ceva mai de aproape Lupoaica, care este o sculptură, o copie a Lupoaicei din, bine, lupa din Roma, dar pe care o aveți și în București. Da. Și o statuie care s-a tot plimbat în vreo 7 locații. Sunt mai multe copii în țară, iată una și la Galați. Da. Aparține unui sculptor contemporan, nu-i ceva. Dar înainte de a traversa, să vedem această capodoperă arhitectonică, Universitatea din Galați, inițial tribunal. Da. Arată deosebit, arată cumva. Da, e o clădire monumentală pe locul unui vechi han care exista în Galați. Ceea ce aș vrea să vă arăt, nu atât despre Lupa Carolina, cât despre biserica a cărei turlă se vede după bradul acela. Da. Este a doua biserică ca vechime după Precista, împreună cu o altă biserică, Mavramol, unde este înmormântat mama lui Alexandru Ioan Cuza, Sultana Cuza. Iar în această biserică, Costache Negri, Cuza, Cogălnicianu și alți fruntași ai Unirii au jurat că își vor îndeplini misiunea înspre binele locuitorilor principatelor. Și așa a fost. Acum Cuza, atunci când la 11 februarie, în dimineața zilei de 11 februarie, când a fost forțat să abdice, era cu Maria Obrenovici, amanta lui de atunci, avea copii cu ea, trăia în același palat în care erau și copiii, adică cumva, din punct de vedere moral, sunt lucruri de spus. Dar pălesc în fața marilor lui realizări și el a spus, atunci au rămas cuvintele în istorie, Alexandru Ioan Cuza, care a fost pârcălab de Galați și deci un fruntaș al administrației al administrației gălățene. Cuza a spus, ziceam, să dea Domnul să-i fie mai bine țării fără mine decât cu mine. Culmea este că i-a fost, pentru că a urmat domnia lui Carol I și da, tot ce vizităm
azi în București, pe fundația reformelor domnitorului Cuza, și poate o să mai amintim ce e cu cuvântul ăsta domnitor, că acest cuvânt a fost inventat pentru funcția lui Cuza, voi reveni. Pe fundația realizărilor domnitorului Alexandru Ioan Cuza a fost făcut de Carol I. Cineva a început, altcineva a continuat. Exact. Da. Vom vizita și vom admira câteva dintre casele istorice. Începem cu casa lui Epaminonda Lambrinidi, cum spune și numele grec. Da. Aici fac o scurtă paranteză. Există o listă a dentiștilor din perioada interbelică. Ok. Și bineînțeles că toți stăteau prin zona centrală, strada Domnească, strada Mavramol, strada Mihai Bravo, dar numele lui sunt Abramovici, Hercovici, Kac, deci absolut toți evrei. Numele negustorilor erau aproape toate grecești. Deci orașul ăsta e făcut de negustori străini, naturalizați gălățeni. Okay. Și care au făcut pentru oraș lucruri interesante. Uite, mai au un cadru cu blocurile de aici. Așa, ca interes istoric, turistic, sunt două case despre care putem vorbi. Așa, nu știu dacă mă întrebați absolut despre toate, sunt situații în care nu e documentat totuși. Aha. Informația, da, e greu de luat, dar unde sunt surse, sigur că le prezentăm și noi turiștilor. Deci avem casa Epaminonda Lambrinidi. Da, cea din stânga noastră. Cea din stânga noastră, da? Da. Unde spuneam că a dormit Carol I o noapte. Da. Ea a fost curte de apel după ce, culmea, negustorul dă faliment. Deci existau și, deși era cam cel mai bogat om din Galați, iată că falimentele nu scuteau pe nimeni. Așa e. Și vis-a-vis de casa lui Epaminonda Lambrinidi, care avea, este casa lui Serfioti, medic, da, politician, primar în Galați. Este celebra casă cu cariatide, da, și cu frumoasele statui pe care le vedem în încadramentele de pe latura sudică. Iar așa, ca picanterie, a rezistat un bust. Da. Zona asta este a unui revoluționar, sindicalist, au spus comuniștii, pe numele lui Spiridon Vrânceanu. Este una din primele mari fake-uri ale regimului care venea după 45 și care, după mistificarea alegerilor din 47, nu? Parcă au fost, au răspândit și au idolatrizat și tot felul de persoane nei ca nimeni, printre care și acest Spiridon Vrânceanu, care a fost un provocator, pur și simplu, într-o răscoală, într-o revoltă din asta de stradă, la limita infracționalității, și pe care propaganda comunistă l-a transformat în erou, și culmea, statuia lui, bustul lui, este, autoritățile nu spun nimic, sunt fericite, cred, cu el, nu știu, să facă cu el altceva, dar parcă nu-i locul lui aici. Da. Și încet, încet, avansând pe Domnească, trecem și pe lângă sediul nou al primăriei. Mulți au spus că, uite, nu prea se încadrează clădirea cu aluminiu și sticlă,
că nu prea... A, e cea de aici cu aluminiu și sticlă? Da, deci a, okay. cea din față, de aici, da. Cu în spatele steagurilor, da? E steagul cu blazonul Galațiului, sigur steagul Uniunii Europene și aici, steagurile României. Și apoi urmează Palatul Administrativ, opera marelui arhitect Ion Mincu, cu o fațadă deosebită. Mincu era fascinat cumva de arhitectura venețiană. Cine a fost la Veneția știe că genul ăsta a observat că genul acesta de ferestre și încadramente sunt tipic bisericii San Pietro și a clădirilor din ansamblul înconjurător. Mincu transmite acest aer, această tușă arhitecturală și acestei clădiri. Pe fațadă sunt două statui impunătoare care reprezintă, cred că putem focaliza pe ele. Da, după copacul acesta să trecem, da. Care reprezintă... Uite, cele două statui de pe fațadă. Două ramuri economice importante, industria și agricultura. Deci în stânga agricultura este un țăran care se sprijină în sapă, da. Și în dreapta un muncitor, probabil la forjă, cu un halat, o roată dințată în spate și cred că una dreaptă, o unealtă, un ciocan, ceva de genul. Deci în stânga agricultura, în dreapta operă a aceluiași sculptor care a făcut statuia lui Eminescu, Friedrich Storck. Ok. Sigur, blazonul Galațiului. Să aducem aminte că pecetea Târgului Galați, cei doi pești, este la intrarea în municipiu, da. În momentul când se urcă spre primele blocuri de locuințe, e un sens giratoriu mare și în fața lui, așa supradimensionat, mare, prezentat frumos, este pecetea Târgului Galațiului, care este al lui Petru Rareș. Petru Rareș este al treilea la domnie după Ștefan cel Mare, după Ștefăniță. Ștefăniță, care se spune că fiind otrăvit, lasă cu limbă de moarte, mă voi stinge eu, să puneți în locul meu pe acela care se numește Rareș Măgearul. Măgearul fiind o meserie, un negustor de pește, pentru că Petru Rareș venea și făcea comerț cu pește. El așa făcuse avere, cum știm, Mihai Viteazul a făcut avere cu cirezile de vite, da? În sudul Dunării. Petru Rareș era un om respectat, harnic, organizator, impunea respect și era ozdomnesc, deci era cumva unul din fiii vitregi al lui Ștefan cel Mare, să știe că domnitorii nu trebuiau să fie neapărat fii, ci cumva din mulții bastarzi, din copiii din flori. Da. Da? Lucru care, conform multor istorici, a dus și la conflictele care tot apăreau, pentru că nu exista un lanț clar de succesiune, cum a fost în toată Europa catolică. Deci în cea cu influență de la Roma. Noi am mers pe linia Bizanțului și cumva au fost alte obiceiuri și alt curs al istoriei. Să ne amintim și acum, Croația a intrat extrem de ușor și în UE și a primit în spațiul Schengen, nu? Și noi stăm de 11 ani la rând. Da. Aș vrea să facem o scurtă buclă aici, să vedem fosta vilă de protocol a dictatorului Ceaușescu, care este la doar câteva sute de metri.
pentru că revoluția a ajuns și aici, bineînțeles. Categoric. Avem aici un monument închinat eroilor de la Revoluție. Ah, da, e acesta? Da, au fost și la noi câteva persoane care s-au împușcat datorită... a fost niciun terorist, cum bine să știe. Da. A fost o debandadă și o învălmășire. O psihoză, o teroristă mai degrabă. Creată. Da. Știm bine de cine, știm bine în ce scop. Da, mă rog. Oricum, mai avem lucruri de aflat. Lucruri și-au dat... Nu, lucrurile sunt bine documentate. Deci, da, mai sunt și altele de sigur descoperi. Sigur că întotdeauna sunt secrete, dar cert este că acesta cumva amintește de sacrificiul unor oameni care până la urmă au ieșit de bună credință, cu pieptul deschis. Da. Și, mă rog, au reușit până la urmă și datorită vântului care a bătut din partea bună, să schimbe cumva cursul istoriei. Deci spuneam, ne îndreptăm spre și Vila de Protocol. Un rol a avut și Palatul, nu? La Revoluție. S-a întâmplat ceva și în Palat? Da, s-a întâmplat că aici, în primele ore, s-a adunat toată lumea, printre care și o matroană a Galațiului, cea care patrona prostituția și care ocupa, nu-i mai spunem numele, un nume exotic, așa, okay, care se leagă de o anumită parte anatomică a corpului și cărei se spunea că partea e de fier, știți? Așa. Așa. Și care din balcon a proclamat noua administrație și, mă rog, lumea a aclamat-o. Galațiul a fost și orașul unde n-a existat primar vreo lună jumate, în perioada aceea de bandadă, și unde a existat și un primar pentru o singură zi. Nu sunt importante numele, da. Vila lui Ceaușescu era așa cum în toate localitățile exista un sediu, da, pentru vizitele pe care le făcea de lucru la șantierul naval, la combinatul siderurgic. Da? Da. Și e bine de spus că era un gard imens, era greu de privit dincolo de gard. Ia, când să arătăm totuși un cadru cu strada. Când se mai deschidea câte o poartă, puteai vedea un lac cu lebe de vegetație, okay, deosebită, da? Un președinte mai destoinic al Consiliului Județean după Revoluție a făcut curățenie, în sensul că a dărâmat gardul și a reușit să pună la dispoziția vizitatorilor tot această frumoasă zonă transformată în parc public, deci oricine poate deci merge. Deci practic ce vedem aici pe stânga? Da, ne vom deplasa și noi imediat. Și vom admira puțin acest imobil. Noi îl prezentăm turiștilor și prin prisma faptului că în perioada celui de-al doilea război mondial, înaintea războiului a fost legație a Cehoslovaciei și după cucerirea Cehoslovaciei de către Hitler a devenit, bineînțeles, legația germană, nu? Este un imobil impunător și pe care l-au folosit, deci iată, mai mulți locatari în decursul deci istoriei. Deci noi practic acum aici este sediul în curtea imobilului, acum este Consiliul Județului Galați. Și clădirea e renovată de curând, arată bine. E de fapt pe această stradă, se numește A Eroilor, de la Monumentul Eroilor. Da. Este un ansamblu de clădiri de secol XIX, majoritatea renovate, mai puțin acest imobil care a găzduit Teatrul de Păpuși și care a fost ambasada Turciei la un moment dat, legație, pentru că foarte puține țări aveau ambasade, da, în perioada aceea, erau legații. Ambasada, poate Franța. Deci revenim în strada domnească și trecând de Palatul Administrativ, avem în spatele nostru Teatrul Dramatic Fanny Tardini, după trupa celebrei artiste itinerante, care împreună cu Iorgu Caragiale asigurau spectacole de teatru
în perioada antebelică. Teatru găzduiește și un festival de comedie în fiecare an în octombrie, festival care atrage trupe dintre cele mai reprezentative și din București și din țară. Înaintăm pe strada Domnească și vis-a-vis de teatru avem un exemplu de bune practici în renovarea prin programe europene a unor case istorice. Asta se numește Casa Gheșov. Gheșov a fost un prim-ministru al Bulgariei și la începutul secolului 20 fiul acestui Gheșov vine și făcând comerț la Galați își face această casă, devenită ulterior sediul prefecturii sau a pârcălăbiei. Deci Alexandru Ion Cuzan, când a fost pârcălab de Galați, aici își avea biroul, iar biroului personal îl vom vedea la Casa Cuza, care este pe strada Mihai Bravu, la fel într-un imobil renovat. Trecem pe strada Domnească în continuare. Pe partea dreaptă sunt niște lucrări edilitare și undeva în zona aceasta se pare că autoritățile au decis să facă un walk of fame. Deci cumva pe trotuar să existe... Aha, adică chiar pe aici până suntem. Da, ori sau aici, ori pe partea cealaltă, nu am informații amănunțite. Interesant, deci peste ceva timp o să vedem și asta. Cu personalități, dar de genul acestor nume importante pentru istoria Galațiului până în 45, tocmai ca să nu, să nu fie îmbulzeală de politicieni. Ok. Da. Nume, sigur, sonore, dintre cele pe care le-am amintit. Altele la fel de importante, dar poate mai puțin cunoscute, poate știu puțin, cea mai mare parașutist a României, pe numele ei Smaranda Brăescu, era din Galați și a fost vedetă în presa vremii pentru cea mai mare săritură a unei femei de la mare altitudine, un record obținut în America. Da. Există documentație, se poate citi pe sursele de pe net. La fel, tot gălățean este sculptorul Gheorghe Leonida, dintr-o familie de intelectuali. Este cel care a sculptat fața statuii lui Hristos de la Rio de Janeiro, deci de pe muntele Corcovado, Cocoșatul. Este vorba de statuia lui Hristos Mântuitorul, Cristo el Redentor, în portughez în original. Sculptorul a fost francez al statuii, dar trăsăturile feței au fost subcontractate unui prieten al acestui sculptor francez, Larnier, dacă mi-aduc bine aminte, acestui Gheorghe Leonida, care a făcut tot ce înseamnă fața. Ok. Da? Și este un nume care... aș vrea să filmăm fațada, da, arată acestei bine. Case, se numește Casa Balș. Din neamul unor boieri moldoveni, Balș. Deci cam așa, cam cu acest gen de imobile, cum este și cel de acolo, și poți să transfochezi Adi și spre dreapta. Deci astea sunt cele care cumva au scăpat de bombardamente? Au scăpat de bombardamente, cam de aici începe. Începând și cu casa de lângă Teatrul Dramatic, pe lângă care am trecut, Casa Gheorgheade, mare comersant, deci aici. Încep casele scăpate. Exact. Asta se numea Plesnilă. Casa Plesnilă este sediu... Asta cea din dreapta? Cea din dreapta, da. Da. Poți să o arăți, da, nu asta pe care o filmăm acum, Adrian. În dreapta. Asta este Casa Plesnilă.
unde scrie Uniunea Ziariștilor la, la parter, pentru că este sediul unuia din ziarele locale. Iar cea din continuarea ei, Casa Albă, pe care o luminează bine soarele, da, uite, Adi, ea filmează. Poți să o filmezi acolo, este Casa Auschnitt, Casa Regelui Oțelului, Max Auschnitt, cel care împreună cu Malaxa organizau, cred că poate să mai rămână pe, pe casă, da? Da. Hai să stăm noi aici, da, ca să ne filmeze și pe noi și pe casă. Organizau partide de poker aranjate cu Carol al II-lea. Ok. Și nu, la o majestate, nu vrei și tu niște bani ca să ne dai contracte aranjate cu aranjate în sensul în care să câștige, nu? Sau în sigur, ce sens? Da? Se pierdea la poker și se pierdeau sume mari de către cei doi, de către gălățeanul Max Auschnitt și de către Malaxa, până când într-o bună zi s-au dus cu, spun istoricii și documentariștii, cu geanta și au spus asta este din partea noastră pentru majestatea voastră. Nu, nu refuza Carol al II-lea și în felul ăsta se obțineau și atunci contracte cu armata, cu, mă rog. Dar casa are niște detalii foarte frumoase. Da? Pe timpul comuniștilor a fost sediul Consiliului Sfatului Popular. Da? Undeva în spate acolo stau un birou al contabilității. Văd că acum a apărut o siglă cu aur. Mă rog, este probabil chiriată, dar nu facem comentarii. Nu ne băgăm în politică. Zona, exact. Politica se va schimba peste 5 ani, 10 ani, când o să ne mai uităm la acest material. Așa că zona asta se numește chiar Parfumul Teilor. Ok, avem tei. Blocurile de aici, da, sunt toți copaci aceștia sunt tei. Da. Am locuit și eu câțiva ani la unul din blocurile din stânga. Deci, Parfumul Teilor, pentru că în iunie chiar parfumul te scoate din casă la plimbare. Și te face să stai cu geamul deschis. Da. Deci, după Casa Auschnitt, da, urmează două case importante și anume cu rezonanță Serfioti, în direcția în care arăt eu acolo. Deci Serfioti, cea galbenă. A patra de aici. Da. Și lângă care este Casa Negroponte. Adică următoarea? Următoarea. Și am să vă vorbesc ce a însemnat acest nume Ulise Negroponte în istoria principatelor. Dar întâi să-l amintim pe medicul Serfioti, cel care dă numele spitalului militar din, din Galați. Asta e cu puțin mai devreme când ne-am întâlnit, da? Da. El a fost și membru al Parlamentului și primar, da? Deci a avut mai multe funcții, atenție la pavaj. Pavaj, de stradă în lucru. Iar casa de alături, lângă blocul albastru al lui Ulise Negroponte, Negroponte a avut proprietăți și în București, este cea de lângă casa cel albastru, care la care după războiul de independență a împrumutat navele sale, era un armator, un armator renumit, negustor și armator renumit, și ele au trecut ca și în prezentare de Ziua Națională ca și nave ale statului român, deși erau, erau navele lui. A avut proprietăți la Mărășești. Mausoleul de la Mărășești este construit pe o proprietate donată de, de familia lui. Și una din fetele lui Negroponte se căsătorește cu generalul Ieremia Grigorescu, eroul nostru din
primul război mondial. Mă rog, nu apucă, mariajul nu este de lungă durată, pentru că după război generalul moare datorită COVID-ului acelor vremuri, gripa spaniolă de imediat de după război. Dar casa amintește de aceste nume ale unor oameni foarte bogați și care au făcut mult și pentru urmea noastră și pentru... Deci Ulise Negroponte, venit tot dintr-o insulă grecească, din Cos, dacă nu, și a tras de mirajul. Cum a tras de același miraj, au venit și părinții unei foarte discrete, dar cunoscute prin rolul ei, remarcabil în al doilea război mondial, și anume Maria Vera Rosenberg, cunoscută și ca Maria Atkins, pentru că numele ei de domnișoară era Rosenberg, părinții ei veniseră din Africa de Sud, atrași evrei, atrași de mirajul comerțului pe Dunăre, ale principatelor care tocmai își dobândiseră independența și care promiteau un boom economic. Era un fel de ce a fost goana după aur în vest, nu, în vestul Americii. Cam asta s-a întâmplat cu zona principatelor atunci pentru mulți dintre cei care au simțit gustul banului și care știau cum se învârt lucrurile. Această familie Rosenberg vine la Galați pentru afaceri, iar Vera Maria Rosenberg trăiește primii 14 ani din viață aici, urmează apoi liceul, urmează o carieră în București și datorită farmecului, inteligenței deosebite, a faptului că vorbea fluent germană și engleză, este racolată și la un moment dat plecând în Germania, intră în serviciului secret al lui Churchill. Deci nu MI6-ul de astăzi, deci nu serviciul oficial de spionaj extern. Churchill își face un al doilea serviciu de operațiuni speciale, OSE, dacă nu greșesc. Și acest serviciu este destinat penetrării în spatele frontului prin spioni parașutați, nu orice fel de spioni, ci femei. Ea organizează atât de bine acest serviciu, încât este recunoscut, poveștile sunt lungi, s-au făcut filme după oricine vrea să documenteze, poate căuta Maria Vera Rosenberg sau Maria Atkins și să deschid pe net suficient de și găsiți multe informații pe tema asta, informații. Da. Cert este că ea și-a păsat cumva discreția asupra numelui, asupra originii românești, este tipul de om pentru asemenea joburi, dar faptul că a fost decorată de către regina Angliei undeva prin anii 50, este o dovadă clară, vie, a faptului că i s-au recunoscut meritele. Și vom trece pe lângă casa de pe strada domnească 135, unde ea a copilărit. Ok. Trecând pe lângă Biserica Catolică... Da, uite-o aici în dreapta noastră. Ne îndreptăm spre Catedrala Episcopală, deci sediul episcopului Dunării de Jos. Da. Și cea pe care o vedem în față, cea pe dreapta? Cea periturlă, da, se vede cumva printre... Uite acolo. Și închidem strada domnească, această axă a statuilor Brătianu, Negri, Eminescu, cu statuia lui Cuza. Ok, da. Și cu superba grădină publică a orașului,
unde gălățenii, alături de promenada Dunării, de faleza inferioară a Dunării, obișnuiesc să ia aer curat. Limita grădinii publice oferă o zonă de bel view către Basarabia și chiar către, către Ucraina. De aici deci, se poate deci vedea Basarabia. Da, deci peste Prut. Vom vedea și deci turistul care vine în Galați și intră în grădina publică poate vedea o frumoasă priveliște cu Basarabia. Și cu, mă rog, nu departe este și frontiera cu Ucraina către orașul Reni, port la Dunăre. După cum vedeți, au rămas încă case din perioada secolului 20, sfârșit de secol 19, încă în picioare, sunt case ale unor comercianți. Aici se călătorea cu trăsura în față la biserica greacă pe lângă care am trecut mai devreme, era o celebră stație de trăsuri, deci toată lumea știa că poate lua o trăsură de acolo, ulterior, mă rog, au apărut automobilele. Da. Ia, mai întorci, mai e un cadru. Da, încă se fac renovări. Deci, încă o dată, pe strada domnească, tocmai am trecut de Bulevardul Basarabiei, cel care se numește așa pentru că merge direct către punctul unde actualmente este frontieră cu Republica Moldova, deci spre Basarabia. În lateralul nostru este statuia celebrului Lascăr Catargiu, politician conservator. Știm că cele două partide se alternau la putere, liberalii cu conservatorii. Frumos descrisă lupta politică în telegramele lui Caragiale și bine cunoscută, dar erau timpuri în care incontestabil economia s-a dezvoltat, instituțiile s-au dezvoltat, deci cernem și rămân lucrurile bune. Statuia este cumva sub... are o subexpunere în acest loc, este în fața, în lateralul Facultății de Mecanică, lângă catedrală, o să filmăm imediat catedrala, dar seara, datorită copacilor și a faptului că nu este niciun spot de lumină, e greu de văzut. La aproape de finalul străzii domnească, deci a prezentării noastre, vom vedea statuia lui Cuza. Este bine să amintim și acum, acest bust al lui Lascăr Catargiu era pe soclul acela pe care este acum statuia lui Cuza. Okay. Și voi spune la acel moment de ce au fost mutate și iată în partea de vis-a-vis Catedrala Episcopală. Hai, învârte. Așa. Că de-aia vorbim să arăți. Aici este slujba de înviere, unde vin cei mai mulți dintre credincioși și ortodoxi din zona aceasta. A fost inaugurată la începutul secolului 20, 1905 aproximativ, în prezența principilor de atunci și viitorului rege Ferdinand și a reginei Maria. Erau atunci prinți, deci încă trăia Carol I. Și este renovată recent. Ea a fost distrusă la cutremurul din 40.
dar este unul dintre locurile unde noi gălățenii putem asculta slujbe, liturghii, slujbe extrem de mergătoare la suflet ale episcopului Dunării de Jos, Casian Gălățeanul. Ok. Aici este Facultatea de Inginerie, Facultatea de Mecanică, după cum bine o știm, și o prezentare a Galațiului nu este completă fără să amintim că există două universități. Orașul, sigur, a fost cunoscut ca oraș industrial prin prisma existenței combinatului siderurgic și a șantierului naval, dar chiar și în timpul regimului socialist se distingeau două facultăți unice în țară, și anume Facultatea de Nave, fratele meu a terminat nave, de pildă, Facultatea de Inginerie Navală, cum se cheamă acum, și Facultatea de Chimie Alimentară, se numea atunci, sau Facultatea de Ingineria Alimentelor, cercetare în domeniul alimentelor și așa mai departe. După 90 a apărut și o universitate privată, Universitatea Danubius, specialist în domeniul dreptului, îndeoseb. Deci Galațiul este și oraș universitar. Foarte mulți basarabeni învață la noi și este cumva bine că se creează o punte. Da. Vin, eu știu, de peste Prut și sunt studenți la Galați. Deprind mai bine limba, deprind o meserie și cumva e... Lângă Facultatea de Mecanică, ceea ce vedem în partea dreaptă aici, aparține acum tot universității, dar este ceea ce era în perioada antebelică, Notre-Dame de Sion, un pension pentru fete. Okay. Notre-Dame de Sion, unde cadre didactice, da, să le spunem, erau membri ale unui ordin francez, călugărițe, extrem de bine școlite și care asigurau educația domnișoarelor, în special din familiile bogate, să ne amintim de cumplitul oraș de negustori, nu? Oameni cu foarte mulți bani. Exact. Și care trebuiau educate, instruite, să facă ceea ce astăzi occidentalii numesc un finishing school. De pildă, prințesa Diana, da, în Elveția, a urmat un institut din acesta, l-am vizitat, care era într-o vilă ceva mai mare, poate asemănătoare cu cele pe care le-am vizitat noi aici, le-am vizionat noi aici pe strada domnească, da, și care era ceea ce noi numim în educație acum un finishing school. Okay. Deci învață cum să brodeze, limbi străine, protocolul, să devină foarte bune soții. Ești soția viitorului lider politic, astăzi ministru, prim-ministru. Nu se mai face. Sau da, probabil că da, se face, da, da, nu știu, da, nu știu eu cel puțin. Nu, cel puțin în România mai puțin. E, acest Notre-Dame de Sion era un astfel de institut. Este bine să amintim că nu numai fetele din familii bogate aveau acces. Erau și clase pentru familiile absolut normale. Ok. Care, mă rog, fie pe sistemul bursier, fie, eu știu, cu anumite facilități, făceau parte din sistemul, aveau acces la această școală. Deci ne aflăm pe domnească la numărul 135, într-o casă destul de modestă din punct de vedere arhitectural, dar încărcată de multă istorie, pentru că aici o perioadă din viața ei a locuit Vera Maria Rosenberg, cunoscută ca Maria Atkins în spionajul britanic, și despre care v-am spus că datorită abilităților ei, a talentului de a recruta și de a planifica
activități de spionaj, a devenit faimoasă și a fost extrem de utilă guvernului lui Sir Winston Churchill în câștigarea celui de-al doilea război mondial. Are, după cum bine știm, s-a câștigat nu numai de către fabricile de război, care categoric au avut un rol important, reliefat și acum în conflictul pe care îl parcurgem, dar în special în domeniul informațiilor, descifrarea mașinii Enigma și a informațiilor de primă sursă prin activități de genul celor coordonate de cea care a locuit până la 14 ani în acest imobil, Maria Atkins, pe numele ei adevărat Vera Maria Rosenberg. Suntem la capătul a ceea ce numeam eu axa statuilor și ajungem în final la celebra statuie a lui Alexandru Ioan Cuza, fost pârcălab de Galați și fost domnitor al Principatelor Unite. Ansamblul de lângă noi are la bază o opera sculptorului florentin Romanelli, iar statuia aparține sculptorului Dumitrescu Bârlad. Pe soclul acesta era inițial statuia lui Lascăr Catargiu, deci da. Când a fost comandat ansamblul, exista bustul lui Lascăr Catargiu, însă el a fost înlocuit, n-a fost agreat de către autoritățile comuniste și a fost instalat un bust al lui Alexandru Ioan Cuza. Atenție, un bust. Ok. Care acum este la Tecuci. El a fost mutat acolo și ulterior în locul lui a apărut statuia, frumoasa statuie monumentală a lui Cuza, în poziție stând, cu sabia, și se creează un frumos ansamblu aici, lângă grădina publică, în care vom intra în curând, și în vecinătatea Palatului Episcopal, care este în spatele meu, deci alături. Da. Palat Episcopal construit în ultimii ani ai secolului XIX, deci undeva 1898-99. El, pe timpul comunismului, a funcționat, Palatul Episcopal actual, a funcționat ca muzeu de artă vizuală. În prezent se construiește un alt sediu acestui muzeu, undeva în parcul Rizer, nu departe de aici. Palatul Episcopal, redându-i-se funcționa pentru care a fost creat, totuși episcopul nu locuiește aici, sunt săli unde se vernisează expoziții, diverse întâlniri culturale, dar este în proprietatea Bisericii Ortodoxe Române. Da. Continuăm cu o scurtă vizită în grădina publică, unde vom vedea și Basarabia și apoi în vecinătate Teatrul Muzical Nicolae Leonard. Da. Este un loc de promenadă. Astăzi, fiind duminică, sigur, frumos, o zi frumoasă afară, căutat de gălățeni. Sunt diferite manifestări culturale care se organizează în grădina publică, ca și în grădina Palatului Episcopal. În preajma sărbătorilor de iarnă trage un cadru, așa. Există numeroase chioșculețe, street food, zone de distracție și animație și pentru copii și pentru adulți. Dar, repet, este o zonă
plăcută și căutată de, de gălățeni. Da. Se vede Teatrul Nae Leonard undeva printre copaci, alături. Vom ajunge în curând și în zona aceea. Aici este o fântână monumentală, dar nu, astăzi se pare că nu e ziua noastră norocoasă în ceea ce privește fântânile. Okay. Nici Fata pe Valuri, nici asta. Văd că nu sunt alimentate cu apă. Uite, mai arată un cadru cu ea, l-ai arătat și mai devreme. E cea de acolo din centru. E un frumos mozaic, ea este luminată noaptea și creează un efect vizual plăcut. Da. Și uneori e însoțit și de un cadru muzical, astfel încât să fie creată o ambianță cât mai plăcută vizitatorilor. Da, e început de primăvară și mai au puțin, florile vor exploda și ne vor încânta cu culorile lor. Da, de-abia așteptăm. Iar am observat că calea domnească este foarte lungă. Da, da, este, am mers pe ea și stradă, este o stradă lungă, are, încă mai e de mers. Are vreo 7 km. Iată deja zărim Basarabia, e o zi senină, cu vizibilitate bună la această oră. Da. Și la orizont colina aceea care ne vom apropia, ne da, vom ca apropia să va bine. Vedea ceva mai clar. Este localitatea Giurgiulești din Basarabia, din Republica Moldova. Da. Toată zona aceasta este față de cartierul Bădălan, care e mult mai jos, este, face parte din primul platou ceva mai înalt al orașului. Da. Deci Bădălanul este pe platou numărul 1, să-i spunem, este valea orașului. Da. Apoi zona Strada Domnească, ar fi platou numărul 2. Bravo, ar fi numărul 2. Da. Și apoi există un platou numărul 3 alcătuit din cartierele Țiglina. Ia, dă-te mai așa un pic. Și Țiglina 1, Țiglina 2 și în final un platou numărul 3, Țiglina 4 și toată zona Bariera Traian, cartierul Lozoveni. Deci cumva este pe patru planuri. Ok. Dar în principal cele două, Bădălan și străzile Domnească, Mihai Bravu și cele care se desprindeau din Piața Regală, adică Colonel Boil, Strada Mare, Mavramol, Brăilei și Domnească, toate aceste străzi plecau ca dintr-o stea către port, Brașoveni, da? Deci exista și o stradă Brașoveni pentru că exista comerț cu Ardealul, cu Transilvania și existau mulți, așa cum veneau în București pe Lipscani negustorii din Leipzig, din Lipscaș, de asta s-a numit Lipscani, așa aveam o stradă comercială cunoscută sub numele de strada Brașoveni, unde erau magazinele negustorilor din zonă. Da. Uite, apa care se vede, întorci camera. Este lacul Brateș. Da. Deci haide să coborăm, să evităm crengile copacilor. Deci vedem lacul Brateș, vă spuneam că da, este vede de o suprafață de 4-5 ori mai mică față de cea inițială. Da. Aici atât. Atât aici. Atât. Atât că după aceea nu ai unghi de filmare, da? Ok. Așa. Și deci avem acolo lacul Brateș. Brateș, da? El pe hartă apare ca exact ca un pătrat. Ah. Pătratul ăsta era, de fapt, un dreptunghi foarte, foarte lung spre nord, spre nordul județului. Dincolo de Brateș este râul Prut, care se varsă în Dunăre undeva în dreapta, în avalul
în avalul Dunării, da? Lacul Bratei, spuneam, pe hartă el se vede ca un pătrat, dar forma lui era cumva ca un dreptunghi foarte, foarte lung. Deci avea o suprafață de 5 ori mai mare decât cea actuală. Adică înțelegem că a secat, că s-a făcut mai mic sau ce s-a întâmplat? Au fost lucrări de, redare în circuitul agricol al suprafețelor acoperite de lac. În unele părți lacul era ceva mai mic și nici acum nu are mai mult de un metru, un metru și ceva. Dar lacul alimenta cu pește 5-6 comune la nord de Galați. Alimenta în sensul că oricine locuia acolo putea merge fiind în lunga prutului și pescui și să-și aprovizioneze familia. Bunicii mei locuiesc în, locuiau în zona Oancea și știu din povestiri cumva din, din familie. Nu exista practic perioadă în care să nu meargă. Aveau și în proprietate o anumită parte a bălții, dar lumea se ocupa cu pescuitul în toată această lungă a prutului. Da. Spuneam că Basarabia se vede vis-a-vis și undeva, dacă venim și filmăm din unghiul acesta... Deci vis-a-vis practic după lac. După lac. Okay. Și vedem șantierul naval Damen actual. Da. Iar în dreapta, cartierul Bădălan, se observă cel mai bine de aici că suntem pe planul al doilea, da, un plan mult mai înalt, pentru că absolut tot relieful de la nordul Galațiului și începând cu, continuând cu faleza și până la turnul de televiziune, este pe un mal, pe un mal înalt. Față de... Deci există o diferență clară de nivel. Văd că avem și aici o faleză sau e doar o ale... Nu, este o amenajare în terase. Da. Aici jos era undeva poligonul auto și mă rog, acum ceea ce vedeți trenurile este triajul către gara de călători. Ok. Ne deplasăm acum în vecinătatea grădinii publice și vom vedea Teatrul Nicolae Leonard sau Nae Leonard cu un bust în fața teatrului care este o copie a bustului original aflat în București. Ok. Da? Ia să-l vedem. Deci suntem în imediata vecinătate a grădinii publice, în fața Teatrului Național de Operă și Operetă Nae Leonard. Da. Un frumos bust în amintirea tenorului supranumit Prințul Operei și Operetei. Și ne continuăm drumul pe această liniștită stradă, se numește Mihai Bravu. Ok. Și vom admira casa lui Costache Negri, dar nu înainte de a trece pe lângă institutul, pe lângă seminarul din Galați, seminarul, da? El a fost redat acestei destinații după evenimentele din 89, până pe timpul comunismului a fost liceu sanitar. Deci Mihai Bravu este tot una din străzile centrale ale orașului Galați, așa cum era el în perioada interbelică și antebelică, cu case boierești, o zonă unde nu locuia oricine. Și era practic prima vecinătate a cartierului Bădălan. Da. Cred că n-am vorbit de originea cuvântului. Există aici două teorii. Dar înainte să luăm o imagine cu seminarul Sfântul Andrei. Sfântul Andrei este patronul orașului Galați.
și haideți să continuăm. Este, vă spuneam, denumirea cartierului Bădălan, una din teorii se referă la asemănarea cuvântului cu bad line în engleză, adică linie rea, linie delimitare. De aici încolo, okay, vă feriți, intrați în Bronx. Okay. Da? Deci bad line e o variantă. Și alta care, conform istoricului Paul Păltânea, este mai credibilă, ar fi de la badană. Badana era un fel de bidinea. Okay. Se făceau bidinele, toată lumea vărea, dădea vara gardurile, mă rog, exista... Ne oprim un pic, Adi, aici să luăm un cadru și cu casa lui Costache Negri, da, și el pârcălav de galați și militant al Revoluției la 1848. Deci și a aflat tot pe această frumoasă și liniștită stradă Mihai Bravo. Și în continuare, după casa lui Costache Negri, tot pe Mihai Bravo, suntem în fața unia dintre cele mai frumoase, dacă nu cea mai frumoasă casă cu personalitate din Galați, și anume Casa Robescu. Robescu, avocat renumit, membru al Parlamentului, fost primar în Galați și se distinge prin ornamente, prin volumetrie. Este o casă în stil neoromânesc, operă a marelui arhitect Ion Mincu. Da. Deci Ion Mincu nu proiecta doar clădiri administrative, am văzut Palatul Administrativ în Galați, ci și case de locuit, dar pentru personalități, pentru oameni că buzunarul le permitea o asemenea investiție. După cum se vede, da. Și se disting medalioanele de pe frontonul principal și ornamentele de la etaj, din porțelan adus din Italia, Genova, dacă nu mă înșel. Ea a funcționat ca și palat al copiilor în timpul regimului comunist. Casa a trecut la un moment dat prin mai multe mâini înainte de regimul comunist, fiind vândută de văduva omului politic Robescu. În prezent are tot funcțiune de palat al copiilor. Deci, okay, vin, sunt cercuri de arte, pian, chitară, da? Și ne bucurăm să putem îndruma turiștii noștri spre un asemenea obiectiv. Ne continuăm drumul către Comisia Europeană a Dunării, la mică distanță de strada Mihai Bravo, pe strada și mergem apoi spre strada Alexandru Ioan Cuza, unde vom vedea reședința fostului domnitor. Vă spuneam că voi detalia de ce se numea Cuza domnitor și ce e cu acest cuvânt. Toți erau vodă până atunci, voievod, da? Conform înțelegerilor pentru unirea principatelor, Cuza a fost acceptat pe o perioadă limitată de 7 ani ca să fie la conducerea principatelor. Mai exact, trebuiau să fie un parlamente separate, instituții separate. Faptul că a fost ales Cuza ca și conducător în ambele principate, cumva a încurcat socotelile marilor puteri, care sigur aveau interesul comerțului pe Dunăre și restrângerii influenței Imperiului Țarist, dar
nu într-atât încât să permită crearea României, crearea unui stat puternic, cum ulterior devenise România și a devenit România și prin unirea de la 1918. Și atunci s-a hotărât ca el să fie domnitor al Principatelor Unite pe o perioadă determinată de 7 ani. Și practic monstruoasa coaliție și detronarea lui, abdicarea lui forțată la 11 februarie 1866 a fost făcută pentru că nu dădea cuza niciun semn. În februarie se împliniseră 7 ani, a sfârșitului ianuarie 24, și nu numai că nu dădea niciun semn, dar existau și anumite comportamente de moralitate îndoielnică și asta le-a făcut pe cele două partide antagonice, conservator și liberal, să-și dea mâna și să formeze monstruoasa coaliție și ajungându-se la amanta lui, la Maria Obrenovici, i-a lăsat ușa odăii deschisă și astfel au intrat peste Cuza, care dormea cu pistoalele la cap, dar n-a mai apucat să schițeze niciun gest și și-a semnat abdicarea. N-a protestat, a plecat în exil, n-a cerut niciodată, eu știu, apel sau și-a făcut datoria și a lăsat cursul istoriei să-și urmeze. Da. Și vorbim despre cursul istoriei, haideți să vedem ce este și cu Comisia Europeană a Dunării. Din păcate, sediul este, adică din fericire, sediul este acum în renovare, fațada fiind din păcate acoperită și nu o să o putem vedea foarte bine. Porțiunea aceasta de stradă este frumos refăcută printr-o îmbinare de piatră cubică și zonă asfaltată, păstrându-se cumva parfumul. O amprentă, așa, da? O amprentă. Vedem piatra cubică pe mijlocul exact. Străzii. Spuneam că ne apropiem de sediul Comisiei Europene a Dunării. A fost înființat în 1837 și a reglementat practic ceea ce însemna navigația de la Bara Sulina și până dincolo de Viena. Dunărea este navigabilă astăzi până la Ulm, okay. Dar Comisia Europeană a Dunării viza în special Dunărea Maritimă și apoi navigația pe Dunăre până la Viena. Aceasta? Pentru că acum funcționează Biblioteca Vea Urechea. Ceea ce vedem, bustul aici din curte, este al istoricului și omului de litere Vasile Alexandrescu, numit Urechea, numele și l-a luat el, fiind cumva o aluzie la cronicarul Urechea, Grigore Ureche. Da. Cred că putem vedea colțul acela puțin... Aha. Renovat, da? Deci probabil va fi tot o, deci o nuanță de alb. Este o clădire impunătoare și care toată perioada deci timpul comunismului și după evenimentele din 90 a servit ca bibliotecă. Da, și vom ajunge pe o stradă în continuare a acesteia, străzii Mihai Bravu, strada Alexandru Ioan Cuza, care se numește tot Alexandru Ioan Cuza, deci strada pe care se află casa părinților lui Cuza. Cuza provenea dintr-o familie de boiernași, deci o familie nu de boieri foarte mari, dar o familie înstărită. Aveau
proprietăți și aveau această casă în Galați. El a studiat o perioadă la Paris, dar nu și-a terminat studiile. Venind în țară, a urmat cariera militară și a urmat gradele militare până la gradul de colonel. Da. Haideți să vedem ce este și să admirăm și acest sediu unde este astăzi muzeul Cuza și unde se pot vedea piese de mobilier, pistoale, săbii din perioada respectivă, dar și un istoric al construcției și al perioadei respective. Deci suntem pe strada Alexandru Ioan Cuza, în fața casei memoriale Alexandru Ioan Cuza. Părinții lui au trăit într-o casă asemănătoare, deci nu este casa pe care o vedem, e renovată, ea a mai fost demolată, ars, dar ăsta este locul și o parte din ziduri sunt încă ale casei în care a trăit domnitorul principatelor. Ea este renovată de curând, arată bine, după cum se poate vedea. Și este casă memorialistică, memorială, muzeu. Sunt piese de mobilier și al lui Cuza și al primului ministru al lui Mihail Cogălnicianu. Da. Cu obiecte de birou, chiar biroul la care a lucrat Cuza, biroul lui Cogălnicianu, câteva arme, pistoale, săbii din perioada de mijloc și de secol XIX, iar cumva alături, în imobilul mai mic, este o colecție de numismatică și de timbre. Este un omagiu adus personalității și importanței pe care Cuza a avut-o ca pârcălab de Galați, ca domnitor al Principatelor Unite. Sigur, și am vrut să închei cu acest simbol al Galațiului, al Principatelor Unite, da, pe strada Alexandru Ioan Cuza și în fața casei memoriale Alexandru Ioan Cuza. Vă așteptăm la Galați, oricând, pe faleza Dunării, pe strada Domnească și, de ce nu, și la o saramură, undeva la un cunoscut restaurant, el se numea Pescaru, da, acum se numește Blue Aqua. Nu am să înțeleg niciodată de ce după 50-60 de ani de nume Pescaru trebuie cineva, un negustor, să-i schimbe numele, dar cu bucătărie bună și cu specificul gălățean, saramura de crap. Și cu oameni ospitalieri. Sper că v-a plăcut turul. Ne-a plăcut. Am venit fără să cunoaștem prea multe. Acum plecăm cunoscând destule. Vă mulțumim și vă urăm toate cele bune. Cu multă plăcere.